Bună ziua! Astăzi vă voi face un video, o filmare, să vedeți care este rolul plantelor de suprafață într-un bazin cu pești. Ca de exemplu nufărul, care are frunze foarte mari și late, acoperă o suprafață mare de apă și normal protejează peștii de căldură, de razele directe ale soarelui și, cel mai important, nu se vor forma algele verzi în apă. Dacă vă uitați la filmările trecute, veți vedea că apa în bazin a fost verde, nu vedeai prin ea. La ora actuală este destul de limpede, se poate vedea. Deci, vă puteți da seama ce rol important au aceste plante de suprafață, mai ales în perioada asta în care a fost așa de puternică canicula. Eu sper să vă ajute și această scurtă filmare în care eu vă arăt cam ce am, testat eu și am considerat că ajută și normal sper să vă ajute și pe dumneavoastră dacă ne urmăriți această filmare și normal dacă vă place filmările care le fac, mă puteți urmări în continuare pe canalul meu de YouTube, Baron Cristian, normal like și abonați-vă. Vă mulțumesc, eu vă doresc o zi minunată alături de cei dragi.